val de inflație nu face decât să se întoarcă împotriva populației. Adrian Negrescu, o interesantă postare pe Facebook, și aici aș vrea să o introducem în discuție și pe doamna Petre. Spui așa, sunt curios, cum a calculat premierul Ciolacu creșterea pensiilor la 13,5% de la 1 ianuarie, pentru că legea spune că pensiile trebuie să crească cu rata inflației plus 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut, realizat pe anul precedent. Deci, inflația 13%, 13,8%, câștigul salarial mediu brut crește cu 10,7%, adică această creștere a pensiilor ar fi trebuit să fie de 19,15%. Da, dar am aflat și motivul pentru care cresc numai cu 13,5%. Atenție, ce trebuie să înțelegem. Pensiile scad în 2024 față de 2023 pentru că creșterea de 13,5% este sub nivelul inflației de 13,8%. Deci, practic, oamenii pierd bani. Legat de artificiul ăla cu salariul mediu brut real, ăla e un artificiu introdus de Institutul Național de Statistică, care este luat în calcul dacă n-ai o inflație mare. Dacă inflația a fost mai mare decât creșterea salariului brut, practic nu mai e luat în calcul la creșterea pensiilor. Eu cred că au făcut-o cu interes chestia asta, dar anul trecut, și s-au bucurat în momentul în care am avut inflație mare, pentru că s-au gândit că în 2024 nu o să mai creștem cu acest procent de 50% din creșterea salariului mediu brut. E o chestie statistică, o chestie de matematică bugetară, dar care vine să demonstreze faptul că nici măcar în 2024 pensiile nu cresc măcar cu inflația care a fost înregistrată în anul precedent.